Ionuț este un prieten drag al nostru, un binecunoscut om de branding, de la Storyens. Ștefan, te rog, din câte știm, tot ce se întâmplă, în special brandurile, fac lansări. Au un moment în care toată lumea aude de nou un produs, noua campanie. Ce ar trebui să facă ele mai mult? Cum ar trebui să construiască relația consumatorului? Păi ar trebui să nu uite că relația consumatorului înseamnă într-un fel sau altul o relație. O relație din asta, mai mult sau mai puțin ca într-un mariaj, dacă vreți. Și una care necesită un pic de efort și un pic de atenție. Și despre asta vreau să vă vorbesc acum. Advertising-ul poate să fie magic, ați văzut niște lucruri foarte frumoase prezentate de Mihai. Partea de branding și de management strategic al brandului vă mai aduce și cu picioare pe pământ. Și unul din lucrurile importante pe care vreau să vi le spun este că e important să vă gândiți la raportul dintre brandurile voastre și consumatorilor ca la o relație adevărată. Și prezentarea mea o să vedeți că nu conține din fericire de tehnic materiale video, dar conține niște povești personale. Și cred că foarte mulți dintre voi își aduc aminte foarte ușor de pățanii proprii, da? Când o să rămânesc pe fiecare dintre ele. Nu o să vorbesc despre relațiile brand-consumator la un nivel ăsta teoretic, știu eu, academic, deși am în sală foști studenți și chinui în continuare studenți pe la diverse facultăți din București, în legătură cu branding-ul. Dar o să vorbesc despre câteva momente din știu eu, ciclu pe care l-au împreună brandurile și consumatorii. Și primul e înainte de vânzare. Da? Vrei să construiești o relație? O faci? Poți să o faci? Trebuie să o faci și înainte de vânzare. Și o să dau niște exemple foarte clare, foarte simple, din nou, zero teorie. Tablete, știți ce sunt tablete, dar nu mă refer la tabletele de ciocolată, ci tabletele alea, portable PCs, tablete românești, care concurează pe preț, sunt vreo 4 branduri și singura lor diferență, da, față de o grămadă de alte produse similare, că toate până la urmă provin din China și de acolo își trag procesoarele și ecranele și memoriile și mai departe, e faptul că sunt totuși branduri locale făcute aici. Toate brandurile mari, și o să le vedeți aici, sunt niște screenshot-uri, toate, primul lor impact pe propriile site-uri, primul lor mesaj pe propriile site-uri, n-are nimic de a face cu faptul că sunt mai aproape de consumatorii de aici, că s-ar putea lega de lucrul ăsta, că ar putea să profite de lucrul ăsta, ci scoate în față caracteristici tehnice, care nu înseamnă zero relație, care pot fi oricând bătute sau depășite de orice alt producător din, nu știu, Congo, Africa de Sud, de unde vreți voi, Elveția, dacă s-a făcut vreodată Elveția să producă tablete în loc de ceasuri, pot fi depășite ușor. Zero relație, 100% atribute legate de produs. Da? Când tot ceea ce te-ar putea diferenția nu stă în asta. Nu stă nici în preț, pentru că toate concurează în preț, nu stă nici în caracteristici legate de produs, pe care de altfel nu le controlează. Nu se poți promova brandul și nu poți să construiești o relație cu consumatorii tăi dacă ieși în față cu, ăsta e un exemplu bun aici, cu faptul că ecranul tău pe care îl folosești tu în tableta ta mai sunt alte 60 de milioane de tablete deja existente în lume și ecranul e produs de un mare producător pe care nu firește că nu-l controlezi. Și ăsta e un alt exemplu, tot așa unul din principalii jucători din domeniul România. Diagonale, megahertz, gigahertz și giga de stocare. Alt exemplu la fel. Da? Astea sunt lucrurile pe care le faci înainte de vânzare. Da? În ziua de astăzi, majoritatea dintre noi, când vrem să cumpărăm astfel de produse, ne informăm despre ele pe internet. E, la momentul vânzării, iarăși o să vă povestesc o experiență personală. Știți ce asta? Da? Am vrut să cumpăr un astfel de obiect. E un mostrar, Pantone. Unii dintre voi știți foarte bine, alții mai puțin bine. Am vrut să-l cumpăr din România. Da? Și m-am dus pe site-ul Pantone și am aflat cine sunt distribuitorii în România. Am sunat, cum s-a spus, pe moment n-avem, dar o să avem, vă sunăm cât de curând. Cam în 3-4 săptămâni. După 8 săptămâni am sunat eu înapoi ca să mi se spună că persoana cu care am intrat în contact nu mai lucrează acolo. Dar nu e nicio problemă, vă aducem în 2 săptămâni. Tot n-avem, vă aducem în 2 săptămâni, deși plasesem o comandă fermă. După 4 săptămâni, am dat un mail să le spun că le mulțumesc,
și că mi-am luat de pe Amazon.co.uk, pentru că asta era singura soluție pe care o aveam la îndemână în situația asta. Asta de la un furnizor care are ce face, are ce business să discute cu o companie ca cea în care lucrez eu. Da? Întâmplător, uneori mai facem producție de materiale. Ei fac producție de materiale cu citare și vând și mostrare de genul ăsta. Asta e relație. În momentul vânzării, țin om 2 luni pentru 200 de euro sau cât costă lucrurile astea și după aceea poți să riști să pierzi business în valoare de 1000 de euro pe producție. That's very wise. Da? Foarte, foarte înțelept. Și un lucru care se întâmplă. Sunt convins că ați trecut aproape cu toții prin experiențe similare. Facem astăzi, facem mâine, facem poi mâine și lucrurile se întâmplă. Chiar povestea cineva ieri, amestecul perfect, 50% neamț, 50% român. Da. Vreau să fac lucrurile perfect, dar vreau să le fac mâine. Cam așa. Nu e ok. Asta nu e o relație constructivă, de relație bună. Bun, și în momentul utilizării, după ce a cumpărat produsul, și acum ajungem în zona asta de FMCG, ai tupeu să-l și folosești. Câteva exemple, ăsta e unul din principalii mei inamici. Știți ce e asta, da? Ok. Mie îmi place să mănânc carne și produse lactate. Și le mănânc dimineața. Da? Nu vreți să știți de câte ori m-am stropit și m-am murdărit. Da? Și să știți că surprinzător, nu vin să vă spun nimic nou, n-am descoperit sau redescoperit roata. Există soluții să desfaci acest capac fără să te stropești, dacă capacul ăla e gândit cum trebuie. Nu e niciun secret, trebuie doar să te ostenești, să-ți dai seama că săracul tău consumator vrea produsul, trebuie să-l scoate din ambalaj ca să-și rezolve treaba, da? Și dacă se poate să nu se murdească pe costum înainte să vină la prezentare, e genial. Da? Alt exemplu, ăsta se desface ușor, numai că dacă vrei să-ți torne repede lapte în pahar, te stropești. Iarăși există o soluție, să nu te stropești, să nu gâlbâie laptele când curge. Da? Lucruri foarte, foarte simple, foarte mici, din viața voastră de zi cu zi și a copiilor voștri. Și s-ar putea să fie un neurological challenge, dar să știți că există o grămadă de alți oameni care au povestit același lucru despre aceeași categorie de produse sau lucrul ăsta. E foarte bine, mai ales doamnele, să purtați în poșetă un mic fierăstrău. Sandwich-ul e foarte bun și cel mai bine e să-l tăiați exact la jumate, pentru că nu puteți să deschideți ambalajul ăsta cu mâna. În niciun fel, nici cu dinții, nu vă sfătuiesc. Da? Trebuie să-l tăiați cu ceva. Săracul produs e foarte bun, nu are nicio problemă produsul, e foarte ok. Da? Dar ambalajul ăsta care practic spune, scuzați limbajul australian, up yours, asta spune genul ăsta de ambalaj, îți creează probleme degeaba, da? Transformă relația dintr-una simplă și normală și uzuală într-o chestie profund disfuncțională. Bun, și alte câteva exemple, tot așa, din experiența personală, după aia ai vândut, ăla e clientul tău, perfect, genial, îi mai dai din când în mesaje să îi mai spui una și alta. Foarte frumos, îți iei abonament la, știu eu, un centru de fitness, ca să faci mișcare, stai toată ziua la birou, cred că toți petrecem patologic de mult timp, stând în fund, toți, cei de aici, da? Trebuie să stăm, mai mult să facem mișcare, trebuie să compensăm cumva, da? Să mai mântuim de păcate, ne ducem la astfel de centre. Faci abonament, dai adresă de mail, după care, lună de lună, săptămână de săptămână, primești ofertă să te mai scrii o dată. Să mai ai abonamentul. Deși e evident că ești acolo, deși e evident că în bază de date există informația care arată foarte clar că abia te-ai înscris. Da? Și iarăși nu e ok. Sau, alt exemplu. E-retailer mare. Da? Cred că toată lumea a cumpărat de acolo și eu cumpăr de acolo anual mii sau zeci de mii de lei în funcție de ce e nevoie să cumpăr. Da? Cumpărat recent televizor în acest price range. După ce am cumpărat televizorul, ce primesc pe mine? Mai cumpăr încă un televizor, mai cumpăr încă 4 televizoare. Da? Mai cumpăr încă 10 televizoare exact în acel price range. Da? E genial, mai ales că în domeniul ăsta, în mod particular, ai cum să faci segmentare. Ai cum să știi ce a cumpărat omul și să personalizezi foarte ușor un mesaj de marketing și să-i dai ce îi trebuie. Un accesoriu sau ceva complementar. Dar nu e exact produsul pe care știi foarte bine l-a cumpărat acum 3 zile. Iarăși o chestie de relație. S-ar putea să nu pese tuturor, dar pasă multora dintre cei care primesc astfel de mesaje
cum să spun, foarte adecvate. Bun. Dar, dincolo de lucrurile astea și astfel de mici experiențe în relația cu un brand, ați avut cu toții plăcute sau mai puțin plăcute și sunt chestii de detalii pe care trebuie să le, peste care trebuie să sărim. Dincolo de lucrurile astea, vreau să vă dau și niște chestii foarte practice. Două lucruri pe care eu le-am luat și le folosesc de mulți ani din domeniul digital. Dar le puteți folosi și în afara acelui domeniu, da? Dincolo de online. Iar lucrurile astea țin de profilarea și segmentarea consumatorilor voștri, iar agențiile de cercetare de piață o să facă cu mare drag, da? Cu mare drag, mai ales că înseamnă muncă smart, muncă inteligentă pentru ei. Unu, calea simplă pe care o vedeți aici, asta e o cale foarte simplă, să folosiți arhetipuri. Arhetipuri înseamnă, știți ce înseamnă arhetipuri, dar nu trebuie să vă povestesc ce înseamnă arhetipuri. Există 12 folosite des, împărțite fiecare în 5 subdiviziuni, sunt vreo 60. Puteți să vă caracterizați, să vă segmentați consumatorii folosind arhetipuri și asta e o cale relativ comodă. Arhetipurile astea sunt deja definite. Nu e nicio... e open source knowledge, da? Nu e ceva proprietary. Un lucru pe care e și mai bine să-l faceți și să aveți înclinarea să o faceți și nu agenții de cercetare vor sări în sus de bucurie dacă le veți cere să vă ajute la așa ceva, deci să faceți user personas sau consumer personas. Și este un exemplu de la Dolby. Cine e utilizatorul vostru? Dar particularizat. Arhetipurile nu sunt particularizate. User personas sau consumer personas sunt particularizate. Cu detalii. Omul ăsta e așa, se îmbracă așa, cureaua stă strâmb, se duce acasă, copilul țipă, are 40 de ani și mai departe. Detalii de genul ăsta. Umanizați-vă utilizatorii pentru a putea construi o relație normală cu ei. Particularizați foarte tare. Și asta iarăși există suficientă practică în definirea și utilizarea acestor user personas sau consumer personas. Multe. Puteți să apelați ușor la ea. E o practică, o bună practică, zic eu, destul de răspândită. În cele din urmă, ce nu trebuie să uitați e atenția la detalii și atenția la detalii poate să transforme un brand românesc în sensul ăla depreciativ într-un brand românesc de care simt cu toții mândri. Atenția la detalii. Și atenția la detalii face sau desface o... construiește sau dărâmă o relație în cele din urmă. Și nu uitați, chiar dacă, nu știu, gestionați brandul românesc, să apelați la înțelepciunea asta globală, internațională și la marele guru în relații care e Woody Allen. Și să aveți grijă ca relația pe care are brandul vostru cu consumatorii voștri să nu fie așa. Match made in heaven by retarded angel. Asta am vrut să vă povestesc. User scenarios, s-ar putea să știți, da? Despre scenarii de utilizare. Și astea sunt importante. Ce face omul, da? Și asta este exemplu, un exemplu teoretic. Și cu asta vreau să termin. Din postura de rol îmi doresc o anumită caracteristică, așa până încât să am un beneficiu. Și aici, în dreapta, nu o să vă citesc, puteți să citiți voi. Relația mea cu laptele și cu produsele lactate, da? Ok, vreau ceva care să se verse pe mine, așa că să pot să plec liniștit la serviciu. Fără să mă enervez, fără să-mi schimb haine. Cam asta e tot. Mersi. Mulțumim, Ștefan. Spune-mi, te rog, din experiența ta. Sunt brandurile românești atente la detalii? Nu toate. Unele, da. Știu că e plictisitor, poate uneori, să fii atent la detalii, dar merită pe termen lung. It's kind of a tedious job, da? Muncă plictisitoare și de rutină. Dar e foarte important pe termen lung. Știu de asemenea, tot așa că uneori ai vrea să fii atent la detalii, dar n-ai resurse și resursele astea nu înseamnă neapărat bani. Știu că uneori atenția la detalii poate să dea prost în PNL, mai ales dacă ți-e calculezi pe brand și vezi că, dacă aș fi atent așa, uite, m-ar costa așa și anul ăsta, aș avea un EBITDA zero, rău, nu-i bun, da? Dar pe de altă parte, din nou, dacă vreți să faceți ceva pe termen lung cu un brand, trebuie să gestionați toate lucrurile astea. Și asta înseamnă branding într-o măsură mai mare decât schimbarea unui logo, da? Mai să vedem, nu știu, Yahoo pe care și l-a schimbat recent. Toată lumea, mama, a sărit pe logo-ul ăla ca pe altceva. Forget that. Nu e important. E mai important ce faceți, ce îmbunătățiți sau mențineți sau înrăutățiți în relația cu consumatorii. Da? Mai important decât o chestiune de natură estetică sau vizuală, nu că nu contează și alea, dar nu sunt critice, nu întotdeauna critice.
Și după părerea ta, în ultimii ani, trecem un pic de la detalii la branding, rebranding și acțiuni. Se cunoaște efervescența pe piață? O vezi și tu ca om de branding? În România, da. Singura problemă e cât banii. Dorința și nevoia de a face și de a construi brandul cu cât mai mare atenție, eu simt în ultimii ani. O simt într-o mai mare măsură, poate de la antreprenori local, decât de la oricine altcineva, inclusiv foarte mici. Se chinuie să investească și să-și construiască brandurile așa cum trebuie, să învețe ei să o facă cum trebuie. Asta e foarte important și foarte frumos, mi-e place foarte tare. Dar lucrurile, nu știu, cred că necesită timp, o să mai dureze. Eu am răbdare, nu plec nicăieri, dar o să mai dureze. Nu se termină într-un an, doi, trei. Obiceiurile se schimbă greu în orice țară. Asta nu le mergi cu România. Obiceiurile se schimbă foarte greu. Oamenii învață, sau noi ca și societate, învățăm foarte greu să folosim instrumente de genul, știu eu, brandingului sau comunicării moderne. Trebuie să avem răbdare și să insistăm și să ne aducem aminte în fiecare an că trebuie să fim atenți și grijulii și să nu uităm de lucrurile astea și de datele care se învață cu consumatorii noștri. Vă rog, dacă aveți întrebări pentru Ștefan. Oana Rosura din România Actualități. În ce punct se află brandurile românești în drumul spre branduri cumpărate pentru că sunt bune și făcute la noi, de la brandurile românești în sensul rău al cuvântului? Eu cred că lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii 20 și câți, 3-4 de ani, cam așa, de când există economie, să zic, liberă, să zic, de piață în România, s-au schimbat foarte mult. Există foarte multe branduri care pornesc din prima cu dreptul, numai asta vor să facă, sau alte branduri care au pornit de foarte jos și au ajuns foarte sus, s-au îmbunătățit foarte, foarte tare. Există branduri care nu au niciun fel de, cum să spun, rețineri sau complex de inferioritate. Da? Și sunt câteva prezente și pe aici, ca parteneri ai evenimentului. Realmente pot să stea umăr la umăr produse electronice, electrocasnice, autoturisme sau produse de larg consum de ale noastre, umăr la umăr cu orice produs care se vinde oriunde în Europa sau la nivel global. Numai că ceea ce cred că ne trebuie nouă, ne trebuie două lucruri. Masă critică, încă n-am ajuns acolo, o majoritate de, știu eu, branduri românești încă pot să mai facă foarte mult. Încă foarte, foarte mult de lucru să ajungă la nivelul exemplelor bune pe care le vedeți aici în jur. Asta e unul. Și doi, partea de curaj. Da. Lasă că merge și așa. Îți trebuie curaj să treci de mentalitatea asta. Lasă că merge și plinișor și ok iuț. Da. Și asta tot trage Marta de noi să facem lucrurile mai bine și e o inițiativă, zic eu, foarte bună. Bă, nu merge și așa. Nu mai merge și așa. Că să ți-a chinezi și vin și africanii în urmă, nu merge și așa. Trebuie să fim un pic mai... Să ne chinuim să fim un pic mai bun decât mi se pare nouă cât în schimb în momentul ăsta. Ca proprietari de branduri, ca manager de branduri, să facem pasul ăsta și să simțim că ne e greu. Și atunci înseamnă că facem ce trebuie. Alte întrebări? Nu mai sunt. Mulțumesc, Ștefan. Să știți că la un moment dat aveți o întrebare pentru oricare dintre invitați. Vă rog să îndrăzniți.